dă un buchet de la lele. Îți garantează buchetul de la lele o oarecare intimitate? Da. Câte ore ai la dispoziție? 45 de minute. 45 de minute. Înțelegi? Deci ajungi la un compromis. Dar nu înseamnă că e fericire. Asta nu înseamnă că e fericire. E doar un compromis. Și atunci majoritatea. mergem pe ideea că majoritatea bărbaților fac anumite compromisuri într-o relație pentru sex. doar pentru sex majoritatea bărbaților fac compromisuri în relație pentru sex, dar când partenerul crede că parteneriatul lor se bazează pe sex, greșește. Fiindcă atât femeile cât și bărbații pot face sex cu oricine, oricând. Oricine, oricând, oriunde. Dar partenerul tău își dorește să facă sex doar cu tine. Și atunci tu trebuie să te întrebi. Îl cred 100% pe cuvânt? Nu. Mă implic în relație 100%? Nu. Am așteptări? Nu. Îi spun fraierului că n-am așteptări? Da. N-am așteptări. Nici tu să n-ai așteptări. Ok?